Statul român, prin Agenția Națională de Cadastru, s-a angajat ca până în anul 2023 să înregistreze gratuit pentru cetățeni toate imobilele de pe teritoriul țării. Până în anul 2020 vor fi înregistrate toate terenurile agricole care fac obiectul subvențiilor APIA. Acest pas este un pas foarte important pentru țara noastră, este un pas spre normalitate. Reușita acestui demers a constat în contactul direct cu cetățenii, cu reprezentanții primăriilor și ai prestatorilor implicați în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Dorința oamenilor dintotdeauna o reprezintă proprietatea stabilită și delimitată foarte clar. Am făcut o adunare generală și am adus la cunoștință populației ce înseamnă acest proiect. Cadastru înseamnă un document care atestă proprietatea asupra terenului, asupra construcțiilor. Temerile s-au spulberat atunci când au avut acces la informații. Deci, în primul rând, pentru noi, cetățenii localității, e bine din punct de vedere financiar pentru că au fost gratuit. În același timp, nu mai presupune deplasări către notare, de exemplu, firmele autorizate cadastral care fac măsurători și ne-a scutit de drumul și cheltuieli. Cadastru putea, cu o taxă de succesiune, putea să ajungă undeva la 1000 de lei. Mergi la primărie sau intră pe ancpi.ro. Informează-te, participă activ și află când îți vor fi înregistrate gratuit proprietățile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.